A pus mai presus dragostea pentru bani decât propria demnitate. Este vorba despre un chișinăuian de 34 de ani care ar fi furat un telefon mobil de la un cunoscut de al său. Cazul a fost înregistrat în data de 18 mai. Poliția a fost alertată despre incident chiar de către victimă. Bărbatul de 55 de ani a comunicat că i-a fost furat telefonul mobil în timp ce se afla pe strada aeroportului din sectorul botanica. La fața locului au intervenit oamenii legii care au stabilit că suspectul se cunoștea cu persoana pe care ar fi agresat-o și jefuit-o. Individul s-ar fi apropiat de bărbatul de 55 de ani și s-ar fi prefăcut că vrea să vorbească cu el. După ce au schimbat câteva vorbe, suspectul i-ar fi smuls telefonul din mâna victimei, iar după a fugit într-o direcție necunoscută. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 5.000 de lei. După mai multe căutări, bănuitul a fost localizat și reținut. La audiere acesta și-ar fi recunoscut complet vina. Este de menționat că individul anterior a mai fost judecat pentru infracțiuni analogice. La moment, bărbatul de 34 de ani este reținut pentru 72 de ore, iar pentru faptă de care este suspectat riscă până la 7 ani de pușcărie.